Elevi, părinți, cadre militare, invitați, au trăit cu intensitate fiecare moment al ceremonialului militar și religios. Foarte emoționant. N-am mai trăit asemenea clipe. Și-a dorit de când eram mic, la 10, să poată să ajung acolo. Cum a ajuns aici? Prin muncă. Emoții mari, mari, mari de tot. Sincer, nici nu pot să vorbesc. Și-a dorit o carieră militară? Și-a dorit foarte mult. Și-a dorit foarte mult, noi l-am susținut și îl susținem în continuare. O zi mare, o zi cu cuvinte de neuitat pentru copiii noștri. Am fata care e absolvent, băiatul clasa 9, sunt, n-am cuvinte de mulțumit ce pot să fiu. Și mulțumim aceste instituții care acordă încredere și bază pentru viitor copiilor noștri. Cei mai emoționați au fost însă cei 37 de absolvenți din promoția centenarului Marii Uniri, prima de la reînființarea Colegiului Militar în anul 2016. A fost un vis de-al meu din copilărie. Mergeam cu părinții la parada militară și, nu știu, m-a inspirat într-un fel acest lucru. Știam că va fi un drum sigur în care pot să obțin succesul pe care mi-l doresc în viață. Vă așteaptă o carieră care nu este accesibilă oricui, pentru că viața de militar, înainte de toate, este una plină de provocări și constrângeri, însă fiecare dintre pragurile pe care le veți avea de depășit vă vor propulsa pe traiectoria unei frumoase cariere militare. Festivitatea de sfârșit de an a fost un bun prilej pentru premierea celor mai merituoși și sublinierea unui bilanț al performanțelor școlare, între care 8 premii internaționale, 11 naționale și o promovabilitate de 98,1%. Pentru absolvenții, de anul acesta este un început, dar în același timp este și o continuitate a spiritului Colegiului Național Militar Tudor Tăminescu, pe care, în anumite momente, fără să vreți, îl veți purta de acum înainte, tot de la Cea de 84-a promoție întregește marele catalog al Colegiului Militar cu 6120 de absolvenți, între care se află și elevul plutonier Cornel Victor Barbu, admis la Academia Forțelor Navale din Statele Unite ale Americii. Reprezintă un eveniment foarte frumos din viața mea. Consider că este o zi nemaipomenită, deoarece sunt anul 4 și am absolvit liceul militar. Să absolvim acest colegiu militar pentru mine și pentru colegii mei a însemnat o mare onoare. Am avut o mare oportunitate de a intra aici. Putem fi considerați norocoși pentru că am făcut doar 2 ani de liceu militar, 2 ani în care am legat prietenii, în care am fost ca o adevărată familie. Mă bucur că am venit aici la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu și că am absolvit. Aștept cu nerăbdare bacul și admiterea și ce să zic. Vrei să continui cariera militară? Da.